De mult îmi doream să întorc capete pe stradă când merg eu. Acum am reușit, pentru că o fată mică cu 6 căței după ea în lesă e o priveliște. Jobul ăsta de pet sitter e un job full-time în sensul că este 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv noaptea muncesc. Când părinților nu îi pot îngriji sau sunt plecați, apelează la mine și vin cu încredere pentru că știu că eu îi tratez ca și când ar fi ai mei. Un pet sitter ar trebui să fie o persoană de încredere, în primul rând, calmă și cu multă răbdare, ca să inspire starea asta și câinilor, pentru că de cele mai multe ori sunt mai mulți câini care nu se cunosc între ei într-un loc străin. Apoi, un pet sitter trebuie să fie o persoană organizată, pentru că este o cerere foarte mare pe piața asta și atunci ai nevoie de calendar, ai nevoie de o evidență riguroasă a clienților. Printre cei mai răsfățați cățeluși aflați pe agenda Tinei, un loc aparte îl ocupă un simpatic pug pe nume Șosetă. I-am ales un nume care am zis că îl caracterizează. Când era mic, mânca toate șosetele din casă. Mi-am dat seama că nu tot timpul pot să am grijă de el și era păcat să stea acasă singur. Am căutat mai mulți pet sitteri. Sinceră să fiu, nu mi-au plăcut. Nu a trebuit să discut de două ori cu ei. Nu mi-au dat încredere. Atunci când cățelul meu se uită la un om și nu se duce spre el, îmi dau seama că nu o să existe chimie între animal și persoana respectivă. Iar la tine acum a văzut-o cum i-a sărit în brațe și am zis că gata, mi-am găsit omul. Și pe urmă când am văzut că atunci când vin să-l iau plânge că pleacă de la ea, mi-am dat seama că e clar, o iubește mai mult pe ea decât pe mine. Un pet sitter premium are și cunoștințe medicale de bază, de la pansarea unei simple răni până la acordarea medicației în caz de boli grave. În situații extreme, se deplasează la cabinetul veterinar. Tufi este o siameză de 7-8 ani aproximativ. O vizitez de cam de când am început. A fost printre primii mei clienți pisicești. Când părinții ei pleacă de acasă, mă solicită și au încredere că e pe mâini bune. Cam o oră stau cu ea, ne jucăm, ne periem. Ea are și nevoi speciale fiindcă este diabetică și trebuie să-i fac insulina, să îi iau glicemia, să îi necesită un pic mai multă grijă din partea mea și are nevoie de două vizite pe zi, fiecare de câte o oră. La finalul vizitei îi fac niște poze cu telefonul sau cu ce am la îndemână ca să le trimit stăpânilor. Pur și simplu le confirm că e totul în regulă. Da, nu-ți place să-i fii bine, hai!